În drum spre Parcul Municipal Cetate din Deva, nu am putut să trecem cu vederea o casă albă mare de forma unui cub, foarte modernă și actuală. Cu uimire am constatat, citind placa comemorativă, că acolo a locuit Petru Groza, 1884-1958. Fost moșier, un prosper om de afaceri, avocat, dar și om politic. Deși nu a fost membru al Partidului Comunist Român, Groza a deținut cea mai importantă funcție în primul guvern comunist al României, instaurat în 1945, aceea de președinte al Consiliului de Miniștri. Sub conducerea guvernului Groza a avut loc abdicarea regelui Mihai și transformarea regatului în Republica Populară Română. Casa din Deva a familiei doctorului Petru Groza a fost proiectată în anii 1927-1929 în atelierul uneia dintre cei mai mari arhitecți români, Horia Creangă din București, reprezentant al curentului cubist. Construcția aparține unei firme din Arad, care a încheiat lucrările la sfârșitul anului 1930. Din păcate, casa în care a locuit doctorul Petru Groza nu a putut fi vizitată. Ușor dezamăgiți, ne-am îndreptat pașii spre Parcul Municipal Cetate, de unde am putut admira Cetatea Devei, care ne aștepta nerăbdătoare. Cum am intrat în Parcul Cetate, statuia pedestră și impunătoare a lui Decebal ne-a captat atenția și am zăbovit puțin și aici pentru a acorda respectul cuvenit. În minte mi-au venit cuvintele lui Herodot. Cei mai viteji și mai drepți dintre traci. Dar am citit cu emoție cuvintele poetului George Coșbuc în poezia Graiul Neamului. Dar nestrămutați strămoșii, tot cu arma în mână n-au stat, au văzut și munți de oase și de sânge râuri roșii, dar din țara lor nu-i scoase nici potop și nici furtună. Graiul lor de voie bună nu l-au dat. Dacă timpul vă permite, merită să străbateți Parcul Municipal Cetate pentru a vă încărca plămânii cu aer curat și a admira specii rare de copaci. Din parc se poate urca direct spre Cetatea Devei pe treptele betonate până la tunel, apoi pe potecile special amenajate. La marginea dinspre dealul cetății se află castelul Magna Curia, construit în secolul al XVI-lea, care adăpostește în prezent Muzeul Județean Deva. Nu uitați să dați like, share, follow și subscribe canalului nostru pentru a fi notificați atunci când publicăm un film nou. Vă mulțumim pentru vizionare!